Aquatim a semnat un contract de lucrări din cadrul proiectului Extindere rețea canalizare pe calea Șagului, etapa 3-a, tronson cuprins între calea Chișodei și sens giratoriu, centre comerciale, municipiul Timișoara, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Contractul, în valoare de peste 2,3 milioane de lei, presupune realizarea unui colector gravitațional cu o lungime de 877 de metri, a unei stații de pompare a apelor uzate menajere și a unei conducte de refulare în lungime de 137 de metri. Durata contractului este de 6 luni execuție plus 36 de luni perioada de garanție. Proiectele abordate de Aquatim fac parte din pilonul 1 Tranziție Verde, componenta C1, managementul apei al PNRR și au ca obiectiv asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei. Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență se urmărește consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene. De asemenea, se dorește creșterea gradului de acces al populației, în special în zonele rurale, la un serviciu public de apă și canalizare conform cu cerințele directivelor europene și accesibil tuturor categoriilor sociale. Totodată, în timp, se dorește îmbunătățirea igienei, sănătății și bunăstării la nivelul comunităților beneficiare.